Bună ziua! Ne aflăm la standul Agritehnic, la standul Horș de la Agritehnica 2011. Anul acesta firma Horș are o suprafață de expunere de peste 2500 de metri pătrați. Prezentăm 22 de utilaje, dintre care 7 sunt noutăți exclusive pentru acest eveniment. Pentru România avem utilaje care de la prelucrarea solului până la însămânțare și ca noutate pentru anul 2011 avem și utilaje de erbicidare, utilaje de stropit. Este un parteneriat cu firma LEB. În momentul de față Horș, pe lângă utilaje de prelucrare a solului, pune la dispoziția clientului atât semănători cât și utilaje pentru protecția plantelor. Suntem în a treia zi expozițională, este prima zi care este deschisă publicului larg. Au fost două zile exclusive în care au fost prezenți dealerii și clienți importanți ai noștri care ne-au vizitat. Așteptăm în continuare foarte mulți vizitatori. După cum se vede, prezența este foarte, foarte ridicată. Suntem... Pentru România, firma Horș are deja câteva utilaje care sunt predispuse pentru condițiile grele de sol. Din gama utilaje de prelucrare a solului avem parte de gama Tiger cu cele trei utilaje, Tiger MT pentru porumb și floarea soarelui, Tiger AS, înlocuitorul plugului, și Tiger LT, un Tiger care este o combinație între un Terano FX, dar care este mult, mult ramforsat pentru a rezista la condițiile extreme din România. În continuare aș vrea să vă prezint cele 7 noutăți care le avem expuse exclusiv pentru Agritehnica. Este vorba, în primul rând, de o semănătoare de porumb, se numește Maestro. Cu această semănătoare putem semăna porumb, floarea soarelui, sfeclă de zahăr, soia și rapiță. Noutatea este că la secțiile de 8 rânduri se pot atașa încă 4 rânduri și putem să reglăm lățimea de lucru de la 75 de centimetri, cum este standard, sau 70, până la 45 de centimetri. Ceea ce se pretează pentru secla de zahăr și pentru culturi și probabil pentru rapiță. Aceasta ar fi prima noutate. Noutatea 2 ar fi Terano FM. Este un cultivator cu 4 rânduri de organe active. Este destinat prelucrării atât superficiale cât și adânci a solului. Îl avem momentan doar în variantă de 6 metri. A treia noutate ar fi reprezentată de un combinator care se folosește primăvara pentru pregătirea patului vegetativ pentru porumb. A patra noutate din cadrul Agritehnica ar fi un sistem focus, sistem strip-till, la care am atașat o secție de semănare de mare precizie, o semănătoare de mare precizie. Deci acest sistem, putem spune, o mașină universală, o mașină care execută într-o singură trecere, direct în miriște, prelucrarea solului, administrarea de îngrășăminte și semănatul, la care putem să atașăm, cum am spus, semănătoare de precizie pentru porumb, soia sau alte plante care se pretează ca și plante semănate de prășitoare. A cincea noutate la Agritehnica ar fi, cum am spus, aparatele de erbicidat LEB. Le avem în trei variante până în momentul de față. Sunt două tractate cu un volum de 6.000 și 8.000 de litri și unul este autopropulsat cu un nivel al rezervorului de 8.000 de litri, cu lățim de lucru de la 24 până la 36 de metri. Tot o noutate este reprezentată de semănătoarea Pronto 8SV. Aceasta include în momentul de față un bunker de semințe și pentru îngrășăminte cu o capacitate de 12.000 de litri, împărțită 50-50. Aceasta este un utilaj foarte important, permite însămânțarea unor suprafețe foarte mari de teren, fără a fi nevoiți să
să o alimentăm atât de des. Vorbim de 6 metri cubi sămânță și 6 metri cubi îngrășământ. În principiu este exact același principiu ca și clasicul Pronto. Singura diferență este acest bunker de 12.000 de litri care este atașat în fața semănătorii. Este exact o copie 1 la 1 cu semănătoarea de 12 metri. Și a șaptea noutate, dar nu cea din urmă, este reprezentată de un Terano MT. Acest utilaj se poate presupune este o, nu putem spune un înlocuitor al Tigerului MT, ci este o altă variantă pentru soluri mai ușoare și cu exces de umiditate. Acest lucru, avem același sistem de lucru cu două rânduri de discuri tăietoare de mai mici dimensiuni decât la Tigerul MT, care au rolul doar de a mărunți resturile vegetale și de a lucra superficial până în 10 cm solul, după care avem două rânduri de cuțite de cultivator care au rolul doar de a disloca solul și de a lăsa apa să pătrundă în sol în primăvară.